Funcționează atunci când ești nervos. Copii. Mm-hmm. Și dacă înainte de copii. Te mai calma ceva. O țigară. O țigară, repede. Și un moment de liniște eu cu mine, așa, nu îmi trebuie mult. Da. 2-3 minute și mă liniștesc. Da. Cine este eroul tău? Tata. Ce este pentru tine de neiertat? Peste ce nu ai putea să treci? Trădare. Dă-le un sfat telespectatorilor. O să le dau sfatul pe care mi-l dă mama în fiecare zi, de când sunt mic. Fii bun. Fii bun orice face, orice zice, descarcă-te, înjură, aruncă, fă ce vrei, dar la final... Da, fii bun. Fii bun. Cumva anulează tot ce faci înainte. Da, 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 da. Te descarci și aia a fost. Da. Personajul tău science fiction preferat? Wow, tot ce ține de Marvel. Da. Da, dar bine, asta cred că datorită lui Robert Downey Jr. Iron Man. Deci Iron Man. Dar îmi place și Thor. Și îmi plac toți ce vrei, dar Iron Man, că îmi place că el e om. Știi? Și a făcut toate că e om, nu are vreo super putere. Da, corect. S-a folosit de el ca om și de mintea lui să facă ceva care n-ar fi natural. Așa, dacă mă nășteam și eu pe o altă planetă și eram zeu, da. Ultimul serial pe care l-ai urmărit? Uite, mă uit acum la un serial documentar, se numește Losers. Ți-l recomand, e foarte drăguț. E despre tot felul de personaje din sport, mai multe categorii de sport. Care au ratat. Dar care, sau... da, nu neapărat că au ratat. Dar au fost acolo, au fost atât de aproape. Aproape de. Și ceva s-a întâmplat, n-a fost sunt șansa. Multe, nu, sunt multe exemple de genul. Foarte multe exemple, sigur că da. Dar foarte mișto făcut, foarte interesant făcut. Cum arată momentul ideal pentru tine? Da, am multe astfel de momente ideale. Adică nu mai asced către chestiile astea, pentru că îți spun un lucru. Acum tocmai ce am fost la Mormântul Sfânt în Israel și instinctiv când ajungi într-un astfel de loc, încep și ceri. Doamne, dă-mi aia, dă-mi aia, dă-mi aia, dă-mi aia. Și am văzut un copil în scaunul cu rotire și m-am zis, stai frate, dar tot pentru mine cer. Tot eu vreau, toți cerem, dar niciunul nu zice, mulțumesc frate. Mersi frate, ești super tare, mi-ai dat mișto. Dar ce pentru mine? Hai să mai dai și la alții, mă. Și asta spun, în momentul ăsta sunt atât de fericit și atât de bine, cu toate problemele. Nu înseamnă că n-am probleme și n-am necazuri și eu, toți avem. Bă, dar am exact cât îmi trebuie ca să fiu fericit. Nu vreau nici mai mult, nici mai puțin. Doar să fiu sănătos atât să mă țină, chiar dacă am probleme cu spatele, cu alte lucruri. Toți e bine așa, avem, o duc așa, tocmai zic, asta e, că lasă-mă așa măcar. Suntem în situația asta și fiecare probabil are problemele lui. Deci momente ideale am în fiecare zi. Când duc copiii la școală, când se trezesc, când o trezesc pe fiime și văd ochii lângă mine, când mă duc și la Achim, la fiime și îl trezesc eu și mi-aduc aminte de tata care spunea, bă, nu hai să nu-l trezim, îi spunea, nu să nu-l trezim, să-l trezim ușor, că nici nouă ca adulți nu ne convine când ne trezește cineva, oi, scoală! Toate aceste momente pentru mine sunt momente ideale, pentru că alții nu le au sau alții își doresc să le aibă. Deci încerci mereu să-ți faci orice moment unul ideal. Absolut. Pentru că toți ne construim, nu ai unul ideal, bineînțeles, singur. Toți ne construim propriul univers. Te consider un mincinos bun? Numai pe scenă. În viață am pus-o. Dacă trebuie să mint, e nasol. E rău de tot, pentru că nu pot să țin mult. Nici cu repetiție? N-am făcut așa niciodată. Nu, dar dacă sunt pus de aia, nici nu, eu prea mai mint acum. Adică unul nu-mi place să mint. Ca să n-ajunge în situația aia, nu? Dar mai sunt din astea ușoare, penibile. Cătălina mă întreabă o chestie, nu știu, ai făcut sau mai fost, nu știu unde, zic... Da, las cu drag. Da, mă, cum să nu? N-ai fost, n-am fost, frate, n-am fost. Lasă-mă, o să mă duc. Adică nu pot, nu vine, mi se pare aiurea. Zic, mă, n-am curaj să spun că n-am fost. N-am fost, n-am fost. Ce o să faci? Hei, mă, ceri, după aia ne împăcăm. Care este cel mai nefolositor lucru pe care l-ai învățat? Păi dacă a fost nefolositor, crezi că am mai învățat? Sau ai fost obligat să-l înveți? Patinajul pe gheață. Da? Complet, nu se pare, nu, nici nu-mi place oricum. Ai performat în asta? N-am performat deloc, am învățat cât să stau pe picioare, să nu cad, dar și după aia zic,
când și la aceasta, nu, dacă, nu, dacă nu trăiești la polul nord. Da, zic, mie nu-mi place iarna, eu pe gheață nu o să-mi iau niciodată, dacă mai și cad, îmi rup spatele și așa, l-am rupt, unde să mă... Am învățat degeaba. Ce te-ar putea face să nu mai vrei să interacționezi cu un om pe care abia l-ai cunoscut? Dacă e foarte strident. Da, știi, genul de oameni foarte stridenți, care au nevoie de atenție, care trebuie să epateze gratuit și totul se învârte în jurul lor, oamenii care când vorbesc cu tine nu se uită la tine. Da. Tu ești acolo, dar eu sunt aici, vorbesc ei, pentru că ei sunt oratori. Altă, da. Și atunci zic bine, dacă ești așa, nu, n-am nevoie. Sau mai sunt oamenii care nu știu să respecte alți oameni din jurul lor. Și e o vorbă că zice, caracterul unui om îl cunoști în funcție de cum se comportă cu ospătarul. Aha, corect. Da. Ospătarul nu e acolo, frate, ca să fie sclavul tău. Da, da, da. El e acolo un om care s-a angajat, muncește și ăsta e jobul lui. Ne servește la masă. Asta nu înseamnă că trebuie să-l tratăm cu lipsă de respect. Nu e butlerul nostru. Exact. Dacă tu vezi un om care face... A, bă, alu, ia vină bun. Păi, am înțeles. Făcut? Da. Ce ai făcut în ultima vreme pentru tine? Doar pentru tine. Teatru. Teatru mult am făcut în ultima perioadă. Îmi iau timp cu copiii. Încerc atunci când sunt cu copiii să nu mă mai... să nu mai am gânduri parazitare și obiecte parazitare pe lângă mine, cum ar fi telefonul. Adică timpul pe care îl petrec cu ei să fie curat. Pentru că nu doar hai să stau și cu ei. Na. Da, da, da. Și ați simțit, adică fiimea mea a tras semnalul de alarmă pentru că ea mi-a spus, da, tati stă pe telefon. Oh. Ok, stop atunci. Da. Da, te-a pus la punct. Cine crezi că te cunoaște cel mai bine? Există o persoană care nu știe... Am știe toate, adică și cele mai ascunse secrete. E prietena mea, una dintre prietenele mele cele mai bune, Alexandra o cheamă. E fotograf, este ca sora mea pentru mine. Cătălina mă știe foarte bine și mama. Care este filmul pe care, sau serialul pe care l-ai văzut de cele mai multe ori și tot nu te-ai plictisit de el? Filmul Once Upon a Time in America. Mai este... mamă, când mi le dai așa, îmi scapă. Mai e Godfather, pe care l-am văzut de multe ori și... ce mai place mie? Foarte, foarte mult. Goodfellas. Da. Care a fost cel mai amuzant moment din viața ta? Sunt sigur că au fost multe, dar poate ai unul. Sunt... unul e când am aflat că am intrat la facultate, dar de fapt colegul meu mi-a spus că am intrat primul într-o zi, a doua zi. Am apucat să spun că am intrat primul, a doua zi m-a sunat din nou și mi-a spus că de fapt el nu știe nici cum mă cheamă, adică nu știe numele de familie și eu nu știam dacă sunt intrat sau nu. Și am stat vreo 3 zile în stresul ăsta până să ajung la facultate. Al doilea, un alt moment e cu, adică momente multe, cu tata și cu mama. Tata a aflat că fumez și mi-a pus pachet de țigări pe masă, dar nu mi-a zis nimic. M-a lăsat acolo să stau, mă uitam și, culmea, eu o invitație, mi-am zis, hai să bem un șpriț, mergem și venim și noi o bere. Hai, și am stat cu pachetul ăla de țigări, salivam, nu mai puteam. Să iau, dar nu știam cum să fac, cum să mă duc, cum să fumez. Și la un moment dat m-a văzut și a zis, hai, ia o țigară că văd că vai de ți-ar de buză. Zice, dar zice, te duci să nu te văd, nu vreau să te văd. Problema era că afară ploua atât de tare, pe o ploaie de aia de vară, nu vedeai, la un metru nu vedeai. Și noroc cu un coleg de-al tău, un prieten de-al care a zis, băi, Dorule, unde îl duci, mă duci copilul în ploaie, să nu tot împlămân să ce fum, lasă-mă trec. Și am stat la masă și cred că jumate din țigările alea din pachet le-am stricat. Pentru că de emoții, una a scăpat în apă, una a rupt-o, una a prins pe invers, pe unul. Deci uita tata la mine, băiatule, tu știi să fumezi, te prostești, ai gura. Ia țigările cu acest, lasă-mă în pace. Și măcar dacă te-ai apucat să stea și bine când fumezi. Și după aia cu el care mă proteja de mama și spuneam că zice, mama, la baie, dă și mie să trag și eu repede. Zice, da, da. Și ieșea mama din duș și dădeam țigara și găseam tata cu două țigări.
Da, de multe ori, da. Multe sunt, da, foarte multe. Ce prețuiești cel mai mult într-o relație de prietenie? Libertatea pe care ne oferim. Nu mai zic de astea, respect, loialitate și așa, dar... la fel, trădare, adică nu încerca să mă păcălești, să, cum se zice în cartier, nu încerca să mă arzi, pentru că rupem orice fel de comunicare. Nu. Cu cine ai vrea să faci schimb de viață dacă ai putea? Cu nimeni. Nu. Am mai trecut prin gândurile astea și mi-am dat seama că cel mai bine este să fii mulțumit cu ce ai, pentru că cerem. Dar e ca în contracte. Întotdeauna sunt niște litere mici acolo, rânduri mici, litere mici, mici de tot, dar pe care nu le vezi. Poate să-ți dea ceea ce tu ceri, doar că mai sunt alte lucruri în spate pe care poate nu le vezi. Și sunt mai rele. De-aia nu, eu sunt bine așa. Cât crezi că ai putea rezista fără să vorbești? Mult. Mai fac exercițiul ăsta. Da? Da. Fac exercițiul ăsta și îl recomand multor oameni, pentru că e, de fapt, e foarte greu să taci. E extrem de greu. Toți avem păreri, toți judecăm, toți avem un spirit al dreptății, toți vrem să intervenim. E mult mai greu să taci, să asculți și... Să vezi ce se întâmplă atunci. Da, și odată cu tăcerea... Vine și auzul. Cred că simțurile celelalte se... Nu, dar se estompează nevoia de a judeca. Devii mai tolerant. Da. Pentru că atâta timp cât nu ai ocazia să dai replică, zici, lasă-mă. Poate mai stai, mai gândești. Lasă-mă, da. Poate e omul nervos. E... Care ți se pare cea mai tare invenție? Am două. Când m-am întors din fermă, după 3 luni de stat în fermă, am ajuns acasă și mi-am zis că cele mai tari invenții de pe planeta asta sunt robineții. Da. Că faci așa, curge apă caldă, așa, apă rece, și bețișoarele de urechi. Da. Deci cine s-a gândit la bețișoarele de urechi a fost un geniu. Un geniu. Ce te face să te îndrăgostești de o persoană? Sau ce te-a făcut? În primul rând trebuie să fie... să aibă trăsături frumoase, adică să aibă... O iau așa, din exterior. Să aibă o fizionomie plăcută. Să aibă trăsături prietenoase. Mie nu-mi plac chestiile extreme, radicale, tăioase. Să fie caldă persoana respectivă. Da. Și apoi interiorul. Dacă te văd că ai răutăți gratuite și ești încrâncenat, așa și... Care este cea mai bună idee pe care ai avut-o vreodată? Cred că cele mai bune idei erau alea, când ziceam... de fapt nu, mi-aduc aminte. Când am plecat pentru prima oară singur la mare. În vamă. Singur. De obicei pleci cu prieteni. Da. Nu? Da. Niciodată nu zici pe timp de vară, mă duc la mare minunat, singur. Da. Sau dacă te duci singur, e cineva acolo, te așteaptă. Și mi-am plănuit singur, am zis... Ia stai, frate, că mă duc eu la mare singur. Și am plecat singur la mare și am stat vreo lună. Evident că m-am întâlnit acolo cu oameni, normal, da. Te întâlnești oricum. Dar sentimentul că eram, de fapt, eu eram acolo singur, da, a fost super mișto. Omul mării. Da. Dacă acum ar fi în fața ta un copil căruia ar trebui să-i dai doar un singur sfat despre viață, ce sfat i-ai da? Nu l-ar pricepe dacă i-l aș da. Să spunem că e adolescent, are 15 ani. Da, i-aș zice să se... Să se bucure de viață fără să se mai gândească atât de mult la planuri. Că să se bucure pur și simplu că planurile oricum vin călare peste el. Să se bucure. Mai multă bucurie, mai multe planuri înspre bucurie decât înspre planificarea vieții. Da. Că oricum, unul dintre bancurile mele preferate este cum îl faci pe Dumnezeu să râdă. Îi povestești planurile tale de viitor. Oricum, orice plan ți-i face, ți le va da într-un fel sau altul viața peste cap. Exact. Mă aștepți tu. Mă bucur eu, frate, de tot ce vine. Ultima melodie pe care ai ascultat-o? Era acum, seama le reci, Violeta aduce Găleata la gume. Cea mai mare slăbiciunea ta?
în familie. E cea mai mare slăbiciunea mea. Bun. Copiii, Cătălina, mama, ei sunt. Și prietenii. Trei celebrități de la noi pe care le admiri. Pe care le admiri, da. Uh-huh. Pe care le plau, ok. O să zicem așa. Îmi place Exarhu. Uh-huh. Îmi place Despot. Îmi place Chirilă pentru că a fost, este și prietenul meu. Sunt mai mulți. Îmi place Dobrov. Dobrovolski îmi place. Da. Îmi place toată lupta lui, de tot demersul lui, știi, de a-și atinge scopul cu gherila. Îmi place Moise Guran. În principiu îmi plac oamenii care muncesc mult. Da. Și care știu ce vor și care fac și care ceva. Fac lucruri, da, care nu au în prim plan nivelul personal. Da. Vor să facă e pe șeruit și mm-hmm. pentru alții. Și să dea lucruri mișto, lucruri faine. Da. Ce te enervează cel mai tare la tine? Că sunt irascibil și am fitilul scurt. Ce îți place cel mai mult la tine? Mai greu? E mai greu asta? Da, mai nu prea îmi place în principiu. Îmi place să zic că îmi place ceva la ceva tine. La mine, da. Dar o să zic că chestia asta de a analiza lucrurile în detaliu uh-huh. și să caut totuși niște fisuri pe care în mod normal le avem toți. Da. Merg pe principiu că adevărul nu e niciodată unul singur. Dacă privești din alte unghiuri, întotdeauna unul va avea dreptate. Poate adevărul, dar la perspectiva. Exact, da. Să privești din mai multe perspective, nu reușesc să o fac de fiecare dată, evident. Dar când îmi iese, îmi iese. Uh-huh. Și simți că ți iese și... Da, nu, cel mai mișto este când reușești să-i convingi pe aia din jurul tău. Cred că ăla e cel mai greu, de fapt, că tu degeaba analizezi și descoperi. E vorba despre toleranță, de fapt, că dacă analizezi din mai multe unghiuri, ajungi să fii tolerant. Uh-huh. Super. Zi-mi ceva ce știi să faci acum și nu știai acum 3 ani. Să montez mobilă. Bun. Bun. Montez dressing, dulap, ce aveți nevoie. Măște, chiuvetă. Uite, mai nu am văzut cum se montează și parchetul. Vă pun și parchet dacă aveți nevoie. Pun tot. Fac orice. Mână curentă? Balustradă vreți? Că tocmai ce-a căzut și mi-am rupt spinarea. Sper că n-a pățit nimic balustrada, dar dacă a pățit o vei repara. Nu, dar uite că mi-a s-a rămas vopseaua pe cămașă. Nu vezi că m-a... Ce minciuni ți-au zis părinții când erai copil, dacă ți-au spus? Sau au fost mereu cu tine sinceri și... De asta merge ca în bancurile cu Alinuța, alea cinice. Mi-au zis că mă iubesc. Mi-au zis minciuni, dar minciuni ok, știi? De exemplu, mă păcăleau pentru că știau că o iubesc foarte mult pe mamaia. Mă păcăleau că trebuie să mergem la gară să luăm un coleg de-al lui. Și acolo era mamaia. Sau mă păcăleau, mi-au zis, uite, asta pe mine a fost o traumă. M-au... chemat de sus, erau jos cu o bicicletă scoasă. Și mi-a sunat tata pe fix și zice, vină încoace, trebuie să mă ajut că am luat o bicicletă pentru un prieten de-al tău, un vecin de-al nostru și trebuie să-i o duci tu. Mamă, și mi-am dorit bicicleta aia de nu vrei să știi. Și mă gândesc, zic, ia uite frate, i-a luat bicicletelul ăsta și zic, și mie nu mi-a luat? Și am mers pe lângă bicicletă, până la un moment dat mi-a spus, băi, ia ta, frate. Vai. Am fost atât de bucuros încât două zile am mers cu ghidonul invers. Freca acolo la roată și ăla, sabotul de frână, nu mergea cum trebuie, dar ce mai, nu mai zic nimic, de teamă să nu ia. Și am mers două zile cu ghidonul invers. Da, minciuni din astea, adică, stai cum se, bă, te ajut de mine, se distra cu mine, dai seama. Crezi că e posibil să minți fără să rostești niciun cuvânt? Absolut, da. Tăcerea are multe forme de răspuns. Depinde cum o faci. Da. Dacă ai avea opțiunea să afli data și circumstanțele morții tale, ai vrea să știi? Ieri m-am gândit la treaba asta. Și mi-am zis, bă frate, de oare... Chiar vreau. Toată lumea zice că nu vrea să știe, că din moment ce afli când mori, s-a făcut un studiu, că devii mult mai, ai deveni mult mai deprimat și de fapt nu te-ai bucurat de viață așa cum spun oamenii. Da, adică... Pentru că ești în așteptare. Cred că se bate. Starea de așteptare te va ucide ea înainte să mori. Dar
Și cred că se bate cap în cap cu sfatul pe care l-ai dat unui copil, acela de a te bucura și nu a nu plănui. Da. Pentru că dacă știi data morții, vei încerca să plănuiești cumva niște lucruri până exact, atunci. Exact, da. Habar n-am, nu știu. Atunci să vezi planuri, da. Ce întrebare ai fi vrut să auzi astăzi la care eu nu m-am gândit și ce ai răspunde? Niciuna. Nu, așa cum ți-am spus, ai nu destule, fac planuri și nu, nu am... Așteptarea mea a fost una singură, bă, să fiu om ok și să fie un interviu ok. Uh-huh. Care este cea mai mare minciună pe care ai citit-o despre tine în presă? Că am câștigat 1.000.000 de euro. Numai din drepturile de exclusivitate la spoturile wow. pe care le făceam. Wow. Știre care mi-a făcut și foarte mult rău, pe da, de-o parte. Da.